Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Poftim Stefania, clasa 5-a, nu? S-a scris acolo, e bine. Adică am șters 2 gemuri. Așa. Zi, Stefania, te rog. Simplificați fracțiile următoare până când obțineți fracții ireductibile. Simplificați. Simplificați. Fracțiile. Zi. 4 pe 32. 4 pe 32. Și prin 4. Prin 4 de dată. Da. Și vine cât? 1 pe 8. 1 pe 8. Alta. Este ireductibil, gata. Da. Nu se mai împărt. Da. 18 pe 24. 18 prin 8. Și vine 2 pe 3. De-aia se dă pe 8. Merge prin 8. Ah, nu, pardon. Din 6, zici. Da. Da, și vine cât? 3 pe? 3 pe 2. 18 pe 6, 3. Și 24 împărțit la 6? 4. Alta. 95 supra 125. Prin cât? Prin 5. Da. Și vine? 5 în 9 dată. 5, 4, rămânireți, vorbește tu ce nume, 45. 45 de 8, 9 ori. 9 ori 5, 45. 45. Da. 9. Și jos. 5 în 12, 2 ori. De 2 ori. Pe 25. Pe 25. Da. Așa. 5 în 25 de 5 ori. Corect. Acum. 44 supra 121. 44 pe 121. 44 merge prin 11. Cred că și 121. Nu. Nu credeți? Ia să împărțim. Hai să împărțim pe 121. 121 împărțit la 11. Merge. Dar nu merge. 11, 11? Da. Sigur că da. 11 este pătrat perfect. Da. Al lui 121 e pătratul perfect al lui 11. Și atunci e 4 supra 11. Următoare. 36 supra 60. 36. Și 4 prin 6. Supra 60 prin? 6. 6. Și vine 6 pe 10. 6 pe 10. Acum. Și încă. 6 pe 10 și mai parte. Da. N-am reușit din prima să fac ele din prima. Prin 2? Prin 2, sigur. Și vine 3 pe 5. 3 pe 5, avea acum. Se mai simplifică prin 5, prin 1. Aia asta se simplifică. Se mai simplifică încă o dată. Și încă o dată. Așa. 18 supra 12. 18 supra 12. Așa. Și vine 3 pe 2. 3 pe 2. Acum. 7 ori A supra 5 ori A. 7 ori A supra 5 ori A. Prin cât simplificăm? Păi... Ar merge prin 5, prin... Nu, prin A. Da? Mă referam să... Uite, asta, 7 ori A și 5 ori A e un număr. Da. Da? Și are pe A multiplu. A și sus și jos. Și gândi bine, deci, împărțit așa, rămâne 7 pe 5. 7 pe 5, da, că e împărțit. 7 ori A împărțit la A. Și vine 7, nu? Și 5 ori A împărțit la A, 5. Așa. Ar fi greu la prima vedere. Nu, foarte simplu. 2 pe lângă x plus 1 supra 4 pe lângă x plus 1. Prin x. Prin x plus 1. Da. Prin x plus 1. Deci toată paranteza, da? Și de 2 pe 4. Și de 2 pe 4 și 2 pe 4 la rândul mai poate încă o dată să fie. Și face 1 pe 2. Așa.
2 la 4, 5 la 3. Supra. Nu, ori 7 la 3. Ori 7 la 3, da. Supra, 2 la 3. Ori 5 la 4, ori 7. Egal, bă. Vine 16. Ai, nu fac calculul. Simplificăm. A, prin 2. Deci merge prin? Nu numai prin 2. Prin 5 și prin 7. Atenție! Merge prin 2 la a 3-a. Cum se împar două puteri care au aceeași bază? Să copii baza și să scade exponenții. Și vine 4 scăzut 3, 1. Deci sus vine 2 la 4 scăzut 3. Da? Și am terminat-o. Înmulțit cu, dar am rămas sus. Da. Înmulțit cu. Acum, care e mai mare? 5 la 4 de jos. Și vine 5 la 4 minus 3. Și ori? Ori 7 la 7. La 3 minus 1. Da? 7 la 3 minus 1. Și face, iată să vedem calculul, din 2 4 minus 3 face, cât face? 1, deci vine 2, ori la numărător 7 la a doua rămâne, de acord? E 3 minus 1 face 2, supra 5 la câta? 5 la 1. 5 la 1. 5, da. Asta este. Deci răspunsul corect este 2 ori 7 la a doua ori 5. Dacă vrem să facem calcul, facem 7 la a doua face 49 ori 2, 90 și cât vine? 40, 98, nu? Vine 98, supra 5. Și asta e fracția ireductibilă. Ea nu mai este simplificabilă, că tot ce ar putea face s-a făcut aici. Da. În etapa asta. Da, altceva? Așa. Următorul punct. Da. 14 de la 23. 14. De la 23. De la pagina 23. Demonstrat că fracția mână la a doua minus fracția. M la a doua minus m supra 4 ori m plus 6 este reductibilă pentru orice m aparține numerelor naturale diferite 0 sau 1. Deci asta este reductibilă. Deci arătăm că asta este reductibilă. Oricare ar fi m, indiferent de m, diferit de 1 exact. Și de... Dacă e m, aparține numerelor naturale, par... Minus. Minus mulțimea, da? A, minus mulțimea 0. Deci m diferit de 0 și de 1, da? M diferit de 1 și m diferit de 0. Deci în afară de m, 0 și 1, este totdeauna reductibilă, adică simplificabilă. Deci totdeauna fracția asta este simplificabilă. Cum are să facem? Ca să arătăm că e simplificabilă fracția m pătrat minus n supra 4 e plus 6. M pătrat? M pătrat este acolo. M pătrat minus m. Nu știți ce înseamnă m pătrat? Nu. M ori m. Adică la a doua. M la a doua, da. M pătrat înseamnă m ori m. Da? Și să arătăm că tot timpul e simplificat. M ori m egal cu m? Minus mâine, nu? Nu, păi, dar mă ori mâine mă la a doua. Adică 3 ori 3 nu e egal cu 3. Știu. Păi de ce zis mă ori mâine e egal? Mă la ori mâine. Noi trebuie să arătăm că indiferent ce mă punem, totdeauna se poate simplifica. Hai să luăm un exemplu. M e egal cu 2. Deci pentru m e egal cu 2, fracția arată așa. Deci în loc de mă punem 2 și 2 la a doua, 2 la a doua, supra minus 2, de la a doua minus 2, da? Totul supra 4 ori 2 plus 6, egal mai departe cu? Egal 2 la a doua 4, 4 minus 2, supra 4 ori 2, 2 8 și cu 6, 14, 4 minus 2 face 2,
supra 14. Care merge prin 2 și vine 1 pe 7. 1 pe 7. Da, într-adevăr. S-a simplificat. Hai să luăm pentru o altă valoare a lui m. 3. Pentru m egal cu 3. Prin cât credeți că se va simplifica? Prin 3. Să vedem. Da? Tu zici că e prin 3. Tu, Ștefania? Da. Tot prin 3 bănești. Ia să vedem. Înlocuim pe m cu... Bine, cât? 3 la 2. 3 la 2. 2. Minus... 3, minus 3, da? Da. Supra 4 ori. 4 ori 3. Plus 6, egal mai departe cu? 3 la 2, 9. Minus 3, 6. Supra? Supra. 4, 3, 12, 6, 18. Deci 6 pe 18, nu? Se simplifică o dată prin 6. Prin 6 și face? 1 pe 3. 1 pe 3. Chiar s-o simplifica nu numai, nu prin 3, da, ci chiar și prin 6. Se vede, da? Deci de simplificat s-o simplificat. Da? Hai să vedem pentru alt mână. 7. M egal 7. Luăm la întâmplare, nu mai luăm așa cum se vede, da? M egal cu 7. Să vedem prin cât simplificat. Păi ar fi 7 la 2 minus 7. Da. Supra 4 la 7 plus 7. Da. 7 la 2 minus 9. Minus 7 egal cu 43 supra 4, 7, 28 minus 6, 28 plus 6, 28 și cu 6 28 și cu 6 30 35 da, 35 4 cred că până 3, cât 4, 7, 28, da? Da. 28 lui 8, iar mai trebuie un 2 până să facă 10. Și în loc de 6, dacă luăm din 6, mai rămas 4. Deci 34. 34, da? Și 42 pe 34, prin cât s-a simplificat? Prin 2. Și face 21 supra 17. Iată, prin 2. Deci, garantat prin 2. Că s-a simplificat data trecută și prin 6, dar se află 2-ul. Iată, aici e numai prin 2. Da. E interesant, deci simplificabil cel puțin prin 2. Că poate să fie și mai multe, e altă poveste. Dar prin 2 e 100%. Da, e suficient așa raționamentul ăsta? Nu e suficient că cineva ne zică contra, nu ne întreabă. Da. Dar pentru mă, o altă valoare, dar pentru mă. Și noi nu scoatem la capăt așa. Hai să facem prin 10. Asta, și crezi tu că dacă facem cu 10, l-am liniștit, pe Gică contra? Nu, cred că el tot timpul ne întreabă. Noi trebuie să dăm în general ideea. Indiferent, deci indiferent de ce mă vom pune, așa trebuie să putem demonstra. Că indiferent ce mă vom pune în afară de 1 și de 0, tot timpul se simplifică prin 2 din observația noastră. Da? Da. Așa trebuie să arătăm, dar cum să arătăm? Mă, diferit de 1 și de 0, se simplifică întotdeauna prin 2. Cât? Mă, diferit de 1 și de 0, se simplifică întotdeauna prin 2. Da, nu-i bine să spui, mă, diferit de 1 și de 0, îmi dai niște răspunsuri și mă scoți afară de aici. Da, de adevărat. Nu, cum, mă, diferit de 0 și de 1, dar nu știu, nu formularea, nu? Da, nici nu se interesează. Dar cum, la ajunge urât la urechea mea, nu știu cum. Da, dar tot îmi indică ceva pe acolo. Ce indică, mă, spune ce indică, că eu sunt de acord. Dacă mă nu este 1 și 0. Dar trebuie să demonstrăm. Păi deci, indiferent ce mă vom pune, totdeauna la numărător să fie 2 oriceva. Să fie multiplu de 2. Că uite, indiferent când am pus noi pe m 3, pe m 7, ne-a dat un multiplu de 2. Adică s-a împărțit la 2. Jos și jos se împarte la 2, dar la jos nimeni e ușor să găsim. Că putem scoate un 2 în factor comun jos. Că în 4, m și 6, putem scoate un 2 și vine 2 pe, în factor comun. 2 pe lângă 2, m plus 3. Și dacă l-am scos pe 2, am arătat că am pe 2 la mână. La îndemână. Sus e mai greu. Deci pornim cu fracția din nou. Deci pornim cu m pătrat minus m. Totul supra 4m plus 6 egal cu
Sus ce aș putea face? Ce aș putea scoate în factor? Pe 2, mă. Pe m. Nu 2, de unde să fie 2? Atenție, Darius, atenție cu datul răspunsurilor. Răspunsurile se dau în urma unei analize atente. Nu dăm răspunsul la întâmplare când scade valoarea. Înțelegi? Deci ai multă grijă. Deci, venind că m pătrat și m, dăm în factor cu m pe m și vine m pe lângă. M pe lângă cine, Ștefania? Din primul rămâne m la întâia, nu? M minus? Minus 1. 1, foarte bine. Acum când înmulțim, conform distributivității, vine m ori m face m la a doua și m ori 1 face m. M pătrat minus m. Deci iată că aici am putut scoate pe m factor comun, iar jos pe cine am zis că scoate m Darius comun? Nu este m și colo și colo. 2-ul. 2 este incorporat în 4 și în 6. Da? 2-ul. Atenție. Deci 4 se află 2. E 2 ori 2. În 6 se află, e 2 ori 3. Deci hai să scriem așa ca să vadă tot om. În loc de 42 ori 2 m, am alipit pe 2 al doilea de m și plus 2 ori 3. Și egal cu. Sus rămâne m pe lângă m minus 1. N-am, doar am mucit. Nu mulțesc înapoi. Ca să, da? Deci m pe lângă m minus 1. Iar jos, iar jos la numitor. Acum se vede 2, uitați-l. Da. E și colo și colo și vine 2 pe lângă 2. M plus 3. Ei, ăsta se divide totdeauna la 2. Pentru că e 2 ori ceva. Dacă am arătat și sus că este 2 ori ceva. Dacă sus am arătat că este 2 ori ceva, atunci am simplificat prin 2 și l-am convinge pe Gică contra. El n-ar mai avea nicio treabă cu noi. Da? Dar cum să ne dăm seama? M ori m minus 1 totdeauna se parte la 2. Ce sunt m și m minus 1 ca numere? Cum le privim? Cum le simțim noi că sunt? M și m minus 1. Egal. Nu sunt egale. Reductibile? Un numere reductibile, fracția vorbim de că e reductibile, dar numele astea sunt consecutive. Unul e m și alaltă m minus 1, adică e cu 1 mai puțin. Dacă înlocuiesc pe m cu 3, zicem, ar veni 3 ori 3 minus 1, care e 2. 3 ori 2. Dacă m înlocuim cu 7, 7 ori, cât este aici? 7 minus 1, 6. 7 ori 6. Dacă m înlocuim cu 11, vine 11 ori 10. Dacă mă înlocui cu 23, vine 23 ori 22. Deci m și m minus 1, da? M, virgulă, m minus 1 sunt numere consecutive. Da? Și gândiți-vă, produsul a două numere consecutive, cum este tot timpul? Este ireductibil. Nu mai vorbi ireductibil, că nu e corect să folosești cuvântul ireductibil. Un număr, nu, cuvântul ireductibil sau reductibil, se adresează doar fracțiilor. Aici noi vorbim de un produs. M pe lângă M minus 1. Nu poți să spui că este ireductibil când n-are sens formularea asta. Deci cuvântul reductibil sau ireductibil se atașează, insist, numai fracțiilor, se adresează numai fracțiilor. Așa. M pe lângă M minus 1. Ce am spus că sunt aceste două numere una după alta? Consecutive. Consecutive. Ziceți-mi așa. M pe lângă M minus 1 sunt două numere M și M minus 1. Pune virgula. M și M. Sunt două numere consecutive. Și dacă unul e par, celălalt cum este? Impar. Dacă unul e impar, celălalt cum este? Par. Și totdeauna, produsul a două numere consecutive, fiindcă are unul par, totdeauna se împarte la doi. Da. Deci, încă o dată, dacă ai două numere consecutive, luați voi două numere consecutive, oricare și
Vedeți ce sunt? 5 și 6. 6 e par. Se împarte la 2. Altă perei, alte 7 două. 7 și 8. Iarăși, unul se împarte. 9 și 10. 9 și 10 se împarte. 10 la 2. 11 și 12, 13 Deci nu se poate. Nu se poate să gândești două numere consecutive fără ca unul să fie par. Nu e posibil, da? Da? Deci dacă am două numere consecutive mulțite, totdeauna acestea se împart, produsul se împarte la 2. Notați. Produsul a două numere consecutive, da? Produsul a două numere consecutive, produsul a două numere consecutive se împarte totdeauna la 2. Produsul a două numere consecutive se împarte totdeauna la 2. Deoarece, spuneți voi deoarece, deoarece unul din ei este cum, sigur? Par. Deoarece unul din ei este par și acela se împarte la doi. Da? Deoarece unul din ei este par. Și numărul par, totdeauna știu că se împarte la 2, 4, 6, 80, totdeauna se împarte la 2. Da? Deci, sunt două numere consecutive, rezultă atunci că m pe lângă m minus 1 se divide la 2. Deci, fiind două numere consecutive, produsul lor m pe lângă m minus 1 se divide la 2. Adică, de aici rezultă, dacă se împarte exact la 2, înseamnă că m pe lângă m minus 1, m pe lângă m minus 1 este egal cu 2 ori k. 2 ori un număr. 2 mulțit cu ceva. Și atunci fracția va fi egală mai departe sus. Că am lăsat undeva fracție. Da? Vă o scriu din nou dacă nu aveți. Deci m pe lângă m minus 1 supra 2 pe lângă 2 m minus plus 3 este egal acum cu. În loc de m pe lângă m minus 1 o să spunem cât o să spunem. 2k totul supra 2 pe lângă 2m plus 3. Da? 2K pe lângă totul supra 2 pe lângă 2M plus 3. Și ce observăm? Prin cine putem simplifica fracția asta? Ce este și sus și jos comun? 2. 2. Deci se poate simplifica prin 2. Și în 2. Da. Nu, ăsta nu. Ăsta e în paranteză, are altă obligație. Și e legat de M. Sigur că da. Nu s-ar putea face simplificarea asta, că e legat de M și are și plus 3 în coadă. Deci nu se poate face decât dacă e produs la factori, atât sus, jos, da? Cum a fost aici, unde am simplificat? Sus, A, fiindcă a fost produs. Dacă e adunare, nu se poate simplifica. Da? Deci iată că în clipa de față putem spune că fracția asta, care mi-a dat-o tu, este reductibilă indiferent ce M punem. Da? Este reductibilă indiferent ce M punem în afară de 0 și de 1. Dacă pui pe 0 și 1, faci întotdeauna 0. Dar dacă punem loc de M 0 sau 1, uite, punem 0. 0 minus 0 face 0. 0 pe ceva face 0. Nu se mai pune problema simplificării. De ce a spus autorul, în afară de M egal cu 0 sau 1, să avem grijă și să demonstrăm că totdeauna fracția asta este reductibilă. Insist. Noi cum am pornit la exercițiu? De aici a început exercițiu, da? Am încercat să vedem niște situații particulare. Am văzut că merge, dar situațiile particulare nu ne rezolvă problema. Dar situații particulare doar ne tragem o concluzie, facem o observație, să vedem că s-ar simplifica măcar prin 2. Ne ajută partea asta de tatonare din particular. De ce ne ajută? Ne ajută pentru că sesizăm că tot timpul se simplifică cel puțin prin 2. Și asta ne bucură foarte mult și ne pune la treabă, ne organizăm mintea pentru a reuși să arătăm că e simplificabil totdeauna, indiferent ce nu vom pune. Nu? Că așa trebuia demonstrat. Așa, prin cazul particular, nu puteam să terminăm exercițiul, că avem de încercat o infinitate de valori, nu? Bun. Mergem mai departe. Arătați că fracția la a doua plus 2 ori A supra 3 ori N la 2
9 ori n plus 2 ori b este reductibilă pentru orice n, a, b aparține numerelor naturale diferite de 0. Ai de mine! Mine se termina ta la continuare. Dar de unde ai găsit pe asta? E de la 2 stele. De la 2 stele? Dacă de la 2 stele încep așa dificile. Da, la 3 sau 4 stele. E complet. Am făcut 7 stele, dacă bun. Nimeni în casă nu știu să facă. Da? Bucur, mă bucur, da. Nu mai dăm profesor, normal. Nu, totdeauna și profesorul face, face zi. Deci, arătați că fracția n la a doua. N la a doua. Minus n. Minus n. Plus 2 ori a. Plus 2 ori a. Supra 3 ori n la a doua. 3 ori n la a doua. Plus 9 n. 9 n. Plus 2 b. Este reductibilă pentru orice n, a, b aparține numerelor naturale. Deci este reductibilă orice, pentru orice n, a, b aparține numerelor naturale. Diferit de așa, din astea, nu? Da, da. Indiferent ce n, a și b pune, mai este totdeauna simplific. Să încercăm așa o idee, adică să luăm un triplet particular. Să vedem ce, dacă poate îmi dă seama prin când se simplifică. Ca și data trecută. Deci, trebuie să avem curaj. Mai întâi aș vrea să văd prin când se simplifică, ca să simte greșițiu. Hai să zicem, dați-vă un triplet. Ce înseamnă un triplet? Un A, un B și un N. Da? Un A, un B și un N. A egal cu. A egal cu cine? 1. 1. B-ul? 6. 6. Și un 3. 3. Uite, 3. Stai și tu tripletul tău. Ștefania așa și-a organizat ea acum. Ce zicem, Ștefania? Cât arată fracția? Păi, fracția arată 3 la a doua. 3 la a doua. Minus 3. Da. Plus 2 ori 1. 2 ori 1. Supra. 3. Da. Ori 3 la a doua. Corect. Plus 9. Ori 3. Plus 2 ori 6. 2 ori 6. E cazul. Să muncim să vedem cât ne dă. Și vedem pe cât simplifică. 3 la a doua. 9. 9. Minus 3 plus 2 ori 2. Supra 2. 3 ori. Deci lasă-o pe Ștefania, că ți-l dau pe al tău. Ți-l dai tu, da? Ștefania, te rog să urmăi. Deci 9. 9 minus 3 plus 2 supra 3. Cât face 9 minus 3? Hai să vedem să face calc. 9 minus 3 ar face 6. 6. Și cu 2? 7. 6 și cu 2. Ori nu 2, ori nu face 2, da? Da. 6 și cu 2? 8. 8. Da? 8 ar face sus, în jos. Ia să vedem și aici calculul. 3 ori 9 plus... 27. Da, 27 plus 3 ori... 9, 27. 27. 27 cu 27, 54. 54 și cu 2 ori 6, care e 12. 54 și cu 12. 12. 66. 66. Da? Prin cât se simplifică asta? Nu. Eu nu cred că mergi cu 8. Prin 8 ar trebui și numitorul. Prin 2. Prin 2 sigur. Da. Da, prin 2 sigur. Și vine 4P. 4P. 2 în 6. 33. 33. 2 în 6 de 3 ori, 2 în 6 de 3 ori, 4 pe 33. Deci s-a simplificat prin 2. Acum ciocănește la, minte, la mintea mea ideea că s-ar putea să fie totdeauna prin 2. Da, prin 2. Deci tu un exemplu, bă, să luăm și pentru tine, să vedem așa este. Dă tu un triplet și să-l cercetăm. A egal cu 20. A egal cu 20. Dar fii că ai demulțit acolo, deci ți-ai numere mai așa. Treaba ta, 20 o scriu, dar tu cum ziceți? B egal cu 2. N egal cu 3. N egal cu 3. Și atunci, fracția arată cum, te rog? Arată 3 la 2 minus 3 plus 2 ori 6. Da.
2 ori 20 da. Supra 3 ori 3 la 2 da. Plus 9 3 9 ori 3 9 ori 3, da. Plus 2 ori 2 2 ori 2 egal cu egal cu 3 la 2 9 9 minus 3, fă-i capul. 9 minus 3, 6, plus 2, 8. 8? 9, 10. Ce mi-a făcut? Și egal cu 4. Băi, de gata, de gata, te-am prins, facem din asta un caz. Nu mă interesează. Ștefania, să-i atragem atenția? Da. Ce atenție? Mai întâi să-mi atenție. Sigur, că de ordine efectuare operațiilor. Mai întâi cele din gradul 2. Păi vezi? Păi nu, ai mai făcut odată. Eu te-am mai prins odată. E lecția trecută. Da, la paranteze. Tot așa au făcut, da? Deci atenție multe, trebuie să facem mulțime. Deci ai zis 9 minus 3, 6 și cu 40, 46, da? Deci vine 46 supra, jos. 3 ori 9, 27 plus 27 plus 4. 27 și 27 face 54, cam mai mult. 54 și cu 4. Și cu 4, 58. 58, corect. Și acum, iată, prin cât se simplifică? Prin 2. Prin 2, da. Și vine 2. 23 supra. Și 2, 1, 8. 18, da? 2, 18? 2 în 18 de 8 ori. E 9 ori. 9. 8 ori 2, 16. 9, da? 9. Deci este 12 prin 2 și la el. Da. Gata, din ce în ce mai clar mi-este că prin 2 caut să fac asta. Da. Așa mă duc la, din nou la fracții și visez acum. Ce bine ar fi să scot un 2 în factor comun. Că dacă aș scoate un 2, la un, să fie 2 pe lângă ceva, supra 2 pe lângă ceva, atunci am simplificat prin 2. Da, simplific prin 2. Da? 2 ori o paranteză, 2 ori o paranteză, simplifică prin 2. Deci, trebuie să muncim, luăm fracția de la început, muncim cu gândul că vom putea scoate pe 2 în factor comun. Și începem. O scriu din nou, da? Voi aveți scris deja, bănuiesc, nu? Sau scris din nou și noi, n pătrat minus n plus 2a, totul supra 3 la n, 3 ori n pătrat plus 9 n plus 2b este egal cu. Ia să vedem ce minuni facem acum. Ce visăm? Să scoatem un 2 în factor comun și la numărător și la numitor. 2. Cum? Aici am 2, dar aici n-am 2. Jos e 3 aici, da, nu se încurcă pe 2. Nu-i 2 de la un cap la altul. Dacă ar fi 2, pe aici 4, 8, nu știu ce, care ar încorpora pe 2, ar ieși frumos. N-i peste tot, numai că suntem la 2. Nu-i el peste tot. Nu-i peste tot. Hai să privim la aceștia 2. Ce am putea face la aceștia 2? Scoatem un factor comun pe N. Pe N. Deci vine N pe lângă N pe lângă N minus 1 plus 2A. Totul supra. Jos. Jos ce aș putea scoate aici? Pe 3. Un N ar merge, dar și un 3. Nu? Și un N și un 3. 3 N din ăștia 2, da? Da. 3 N pe lângă, din primul ce mai a rămas? N la întâia. N la întâia. N plus? Plus 2B. Au rămas 6 cum să facem mai Ștefania? Cum ai zis tu să facem? Că ai zis într-un mod. Deci au rămas
prin coace cât au rămas dacă am scos pe 3? 6. Nu, au rămas 3, că 9 împărțit la 3, fac 3. Ah. Deci, da. Nu scăzut. Da, am înțeles. Da? Așa. Deci, N plus 3, închid paranteza. Dar noi 3 ori? Păi, pe N l-am scos. Pe N l-am scos. Au fost 9 și pe 9 l-am împărțit la 3 dare și urmas 3, nu? Deci, dacă mulțesc acum, hai să mulțesc. Fac înapoi proba. 3 N ori, nu cât ar face 3 N ori, face 3 N pătrat. Da. Și 3 N ori 3 face 9 N. Da? 9 N. Și plus 2. 2 B. Sigur că da, nu avem altă soluție. Dar până în alta sus, sus aș putea, că dacă jos nu prea văd, sus are aș putea ceva urmări, nu pe lângă N minus 1 plus 2A. Nu pe lângă N minus 1 am mai vorbit noi. Consecutive. Sunt numere consecutive. Și două numere consecutive mulțite, totdeauna se împart la 2. Da. Deci în loc de N pe lângă N minus 1, putem zice 2K. Deci luăm deoparte. Scrie așa. Scriem N pe lângă N minus 1. Două, produsul a două numere consecutive. Da? Produs a două numere consecutive rezultă că N pe lângă N minus 1, N pe lângă N minus 1 este totdeauna 2K, adică e multiplu de 2. Și sus aș putea continua, după ce aici am scris acum, în loc de N pe lângă N minus 1 pune ce, Darius? În loc de N pe lângă N minus 1 punem 2K. 2K, deci 2K plus 2A. Suntem fericiți sus, Ștefania? Da. Din ce motiv? Că scoatem un 2 în factor. Și sus va fi foarte deșteaptă treaba. Jos, Ștefania, aici dacă mă ajuți, aici e momentul greu. Nu văd deloc ce să fac. Aici nu sunt consecutive, N și N plus 3. E aici mă deranjează. Că dacă ar fi N și N plus 1, aș fi încântat. Da. Dar N și N plus 3? Da, mai împărțit, până de fapt, nu că nu. Nu mai sunt consecutive aici. Sunt la o distanță de câte unități? De 3. De 3 pași. Între N și N plus 3. Dați-mi un exemplu de două numere care se află la 3 pași unul de altul. 1 și 4. 1 și 4. 1 ori 4. Deci, ia să luăm deoparte, ia să cercetăm și asta, că n-am cercetat-o. N pe lângă N plus 3 este egal cu... Poate să fie totdeauna multiplu de 2? Da. Dacă aș avea voie să scriu asta, ar fi tare de tot. Dar hai să încercăm să luăm așa niște exemple. Cum ai zis tu? E, un exemplu ar zice așa, N egal cu 1, nu? Pentru N egal cu 1 rezultă că am avea 1 ori 4. Da? 1 ori 4 se divide la 4. La 2, pardon, la 2. La 2. La 2, minim la 2 mă interesează. Hai să luăm când nu-i 2. Când nu-i 2, ce rezultă? Păi o să fie... 2 ori? 2. Ori? 3. 4. Ori 5. Că lui nu-i se adaugă 3, da? Deci în 2, pe lângă 2 plus 3. 2 ori 5. 2 ori 5 se divide la 2. Pentru că iată, primul este. Pentru N egal cu 3. Ia să vedem, Ștefania, te rog. La N egal cu 3? 3 ori 6.
3 ori 6 vine. Că al doilea e distanță de 3, da? Se avansează cu 3 față de el, da? 3 ori 6 care se împarte la 2. Că este al doilea. Apoi nu e egal cu 4. 4 ori 4 ori 7. Se divide la 2, că e ăsta, 4, da? Deci n-ai cum. Deci n-ai cum, tot timpul ai gândit, tot timpul ai luat, totdeauna unui par și altul e par. Orice-ar fi. Deci, da, adică e unul... Data trecută erau impari la distanță, unul după altul. Da. Și acum sunt la distanță de 3, dar tot așa, unul va fi par și unul impar. Da? Tot așa, unul va fi par și altul impar. Foarte tare este chestia asta, asta nu am știut tu. Că dacă se află la distanță de 3, și la distanță de 5, cred că merge. Deci, ia să vedem. Asta, acum vrem să punem la punct o tehnică mai deșteaptă. Deci, n plus 3 se divide la cât ani? Se divide la? 2. La 2. Dar n pe lângă n plus 5, oare se divide totdeauna la 2? Nu pe lângă n plus 5. Depinde ce este n. Hai să vedem. Păi nu e egal cu 1. Atunci vine 1 ori... 1 plus 5. Adică 1 ori 6. Se divide la 2. Știu. Depinde și cât din 1. Pune tu cât vrei tu, Ben. 4. 4. Atunci o fie... 4... Ori... 9... 4, ăla e pe 4, când ai zis nu e 4, deja ăla e pe 2 încorporat. Deci dacă nu e par, se divide totdeauna. Problema ar fi că nu este impar. Dar dacă nu este impar, 3, 5, 7... Este important numărul din față. Deci dacă nu este impar, atunci și aici în paranteză îți dă par. Că uite, dacă e 5, 5 cu 5 fac 10. Și 10 e număr par. Deci și ăsta se divide tot timpul se divide la 2. Da! Foarte tare! Deci acum am mai învățat o chestie. Ia să scrim asta, ca să legile acum. Scriți așa, n pe lângă n plus 1. N pe lângă n plus 1. Punct și virgulă. N pe lângă n plus 3. Apoi, n pe lângă n plus 5. N pe lângă N plus cât? Spuneți voi. 7. N pe lângă N plus 7. Apoi N pe lângă N plus 9. Apoi N pe lângă N plus 11. Puncte. Se divide totdeauna. Se divide la cât? La 2. La 2. Foarte tare. Asta e achiziția noastră. Nu mai știe nimeni. Deci, nu mai știe nimeni. Nimeni nu mai știe nimeni. Nici nu o să afle nimeni. Nici nu o să afle nimeni, sigur că da. Foarte tare, da? E foarte tare șmecherea asta. Că una după alta știam de ce. Că unul e așa și unul e așa. Mă, dar și la distanța asta, plus 3, plus 5, plus 7, plus 9, plus... Totdeauna. Din motive că dacă este impar, impar și cu impar, face totdeauna un număr impar. Așadar, da. Dacă dumneavoastră știți matematică, trebuie să știți și fizică, corect? Acum să-ți răspund repede. Deci matematica este mână cu fizică. Este așa. Dar matematica este suport tehnic pentru fizică. Adică la fizică sunt foarte multe calcule de la un loc încolo. Și m-ai provocat. Acum trebuie să spun ceva. La fizică am fost deosebit de puternic. Foarte puternic. Chiar mai puternic decât la matematică. No. Mai valoros. De ce? De ce? Știați deja matematică. Și dacă știați deja matematică, e ușor să fizică. Între mine și profesorul de fizică, care l-am avut așa, el a ghicit că am ceva nativ în sensul de a simți fenomenul fizic. Adică? Deci, sunt fenomene fizice în natură,
care unora le scapă, adică lui nu înțeleg. Da. Decât ce pipă e, ce nu știu ce, cu simțurile, dar partea asta de nevăzută a fenomenului, nu înțeleg foarte ușor. Eu aveam o parte de asta latură practică, un simț practic, foarte bine dezvoltat. De aceea mă ocup și am inventat modelul acela de stup, e o chestie, deci vine de dincolo de mine, să zicem chestia asta. Și atunci, profesorul meu de fizică a descoperit că eu am un simț nativ, partea asta a descoperirii și a pipăirii fenomenului fizic. Și cum aveam instrumentul matematic destul de bine pus la punct, eu reușeam de foarte multe ori să-l surprind pe profesor. Ba mai mult, profesorul a sesizat chestia asta și în timp ce explica lecția, el stătea totdeauna cu ochii fixați pe mine să vadă dacă îi dau acceptul. Deci era ceva tacit stabilit între noi. Asta, din clipa în care am intrat în clasa a noua și am dat peste profesorul acesta de fizică. Și acum vă mărturisesc că acest lucru s-a întâmplat, să spunem, de cursul timpului și în clasa a 10-a l-am surprins cu o chestiune care era greșită. Și n-am stat pe gânduri și m-am ridicat de picioare și am zis, nu, aici nu e corect. Și el, toată clasa a rămas blocată, cum să ai curajul să te duci să-l oprești pe profesor care explica acolo lecția, tu să spui, nu-i bine. Șoc a fost pentru toată lumea, el a tăcut, a amuțit pur și simplu, eu am început să-i spun, atunci copiii, elevii din clasă au început să au simțit nevoia ca să intre, să-l salveze pe profesor. Și au zis, stai băi jos acolo, ți-i rușin, dar ce ești tu profesor, dar cum îndrăznești tu? Ați înțeles? Adică au văzut momentul incomod în care s-a aflat profesorul, delicat, să zicem așa. Și atunci o sări pe mine ca să tac și să așa, da, să mă anuleze, să mă anuleze intervenția. Știți ce am făcut? M-am dus la catedră la el. Și la catedră la el, în vacarmul care s-a creat acolo, în vacarmul acela, eu am stat 10 minute de vorbă cu el. El m-a avut răbdare și mă urmă și de dată s-a întotdeauna, liniște! Liniște, am înțeles toată lumea. Are dreptat ursul. Am predat-o prosperă acum. Din clipa asta îi mulțumesc și din clipa asta am să predau lecția așa cum mi-a atras el atenția. Are dreptate. A avut puterea. Fantastic. Extraordinar. A avut puterea să recunoască că și el e om și poate greși. Da? Oricine nu poate greși. Sigur că da. Și atunci a fost pentru mine momentul cel mai înălțător din viața mea ca elev. Și din clipa aceea n-am mai fost socotit elev pentru profesorul acela. Am fost colaboratorul lui. Da? Și de fiecare dată... Alo? Alo? Bună ziua! Florentina, suntem în lecție acum. Te uiți la noi? Și la sfârșit, când terminăm, atunci vii cu întrebarea. Bine? Bine, bine. Cine era? Florentina era... O fetiță. Așa. Fetiță. Da. Hai să termin povestioara asta repede. Din clipa aceea nu mai fost socotit elev, ci colaborator al lui. Și când avea câte o problemă dificilă, cum spune, de 7 stele sau ce, așa, prin Gazeta Matematică, fizică era la momentul acela, Gazeta fizică. Da, fizică și chimie. El vinea la mine și spunea, băi, și zice, aseară m-am chinuit la o problemă și nu m-a ieșit. Uite, m-am chinuit până târziu. Și nu de vrei să te uiți tu și tu la ea, să te uiți. Dă-ți seama că puteam să am 7 teze a doua zi, nu mă interesa nimic. Din clipa în care el venea la mine și cerea ajutorul, eu eram nebunit de bucurie și stăteam pe problemă până când reușeam să o fac, nu totdeauna o făceam, trebuie să spunem și lucrurile acestea, alteori o făceam, alteori nu o făceam, dar a doua zi când reușeam să o fac, așteptam cu nerăbdare să mă întâlnesc cu el, ca să-i spun, soluția.
nu cât eram eu de nerăbdător să mă întâlnesc, toată dar atât de interesat era el ca profesor. Venea și mă căuta și spunea, ai găsit soluția? Da, uitați asta, așa, așa. Băi, ești bun ca mine. Acest lucru l-am păstrat. Dar cum îl chema? Nu-l pot să... Da, mai trăiește? Da, trăiește. Da? Da. Vreau să vă spun. 75 de ani, așa. Era profesor tânăr la vremea aceea. Vreau să vă spun că acel lucru l-am preluat și eu. Nu ați descoperit în culise comportamentul unui om corect în discuția cu elevul? Deci atunci când știu și când nu știu, tot atât de bine recunosc? Da. Da? Deci ați descoperit asta. Asta e latura mea pe care eu o păstrez cu sfințenie. Este icoana sufletului meu, modul în care modul în care s-a comportat profesorul acela, nici acum n-am știut dacă într-adevăr el chiar nu știa sau chiar s-au jucat un rol atât de frumos încât a descoperit că pe mine mă poate catapulta fantastic de tare, eu devenind unul dintre cei mai buni elevi ai, cel mai bun eram la vremea aceea, pentru că el mă socotea colaborator, nu elev. Haideți să mergem acum departe. Da. Iată aici am descoperit această chestie pe care spuneam, nu știam, nu? Da. Împreună am descoperit-o, trebuie să mărturisim acest lucru, că numele de tipul N, pe lângă N plus 1, N plus, N pe lângă N plus 3, N pe lângă N plus 5, N pe lângă N plus 7 și așa mai departe, totdeauna se divid la 2. Totdeauna se divid la 2. Și acest lucru îmi place foarte tare. Pentru că, acum îmi permit, în loc de N pe lângă N plus 3, să spun un 2P. Da? Deci în loc de N pe lângă N plus 3, care se împarte totdeauna la 2, înseamnă că N pe lângă N plus 2, N pe lângă N plus 3, este egal cu un 2P, 2 ori P. Cum am zis, N pe lângă N plus 1, cât am zis, Ștefania? N pe lângă N plus 1 am zis 2K, nu? Yeah, uite, 2K. Acum N pe lângă N plus 3, fiindcă se devine și astea la 3, zic 2P, 2 ori P. Și fracția poate continua 3 ori N pe lângă N plus 3, care înseamnă ori 2P, da? Ori 2P, deci în loc de N pe lângă N plus 3 punem 2P, plus 2B, 2B, da? La umbră. Ce observăm sus, ce putem face? A, scoatem factorul. 2, sigur că da! Deci vine 2 pe lângă. 2 pe lângă K plus A. De acord? Da. Iar jos, pe cine îl scoatem în factor comun? Pe 2. 2 din nou, 2 pe lângă. Te rog să vorbești tu, Ștefania. 2 pe lângă, 3. 3P. Da, 3P. Că pe 2 l-am dat, a rămas 3P. 3P. Plus 2 ori B. Păi pe 2 l-am dat. B. Plus B. Plus B. Și ce minune se întâmplă că putem simplifica prin 2. Da? Și este egal ca rezultat K plus A supra 3P plus B. Deci ce s-a întâmplat cu fracția? S-a simplificat. Noi ce trebuie să arătăm? Să arătăm că fracția este reductibilă. Nu ne spunea prin cât să o simplificăm. Dar am descoperit noi. Merită să mai privim la ieșit ăsta. Like. Fracția asta merită? Sigur că da. Merită un like și un share, sigur că da. Și un subscribe, bravo. Și așa cum spui tu, atenție multă. A fost superb ghișițiu. Mai vrei să mai insistăm un pic la el? Da. Deci, ce a fost el? Aici ne spunea că să arătăm tot timpul că, ce să, după înlocuirea unui M, unui A și unui B, totdeauna fracția este simplificabilă, da? Da? Hai să schimb. Totdeauna fracția e simplificabilă. Și în situațiile particulare care le-am luat, ne-au condus într-adevăr că simplifica prin 2. Însă, nu asta era soluția. Doar ne-am încurajat să ne gândim situațiile particulare, să ne gândim la posibilitatea scoaterii lui 2 în factor. Vedeți că este sugestivă perioada de tatonare. Ne ajută. Ne ajută destul de mult că ne îndeamnă să mergem pe culoarul ăsta. Vezi tu cum poți să o scoți un 2 în factor, că prin 2 trebuie făcută treaba. Și de aceea ne-a telefonat, dacă vreți, situația particulară
ne-a telefonat nouă ideea, situația aceea, sau situația, ne-au condus spre ideea că ce ar fi bine, bine ar fi să scoatem un 2. Și ne-am luat bucata asta, mergem încă în minus 1. Păi știam din exemplu din anterior, e multiplu de 2, nu? Jos a fost mai urât. Am scos noi pe 3 în factor maxim cu putință, dar n pe lângă n plus 3 nu știam că este divizibil cu 2. Că în loc de n pe lângă n plus 3 nu ne-am dat seama că putem pune 2p. Ca în final să putem scoate 2 și de sus, de sus am văzut că clipa în care a scris 2k și aici 2a, este un 2. Jos, aici a fost momentul cel mai frumos. Deci sper că prietenii noștri, Florentina și ceilalți care ne urmăresc, să înțeleagă că am făcut o regăsiță foarte tare, că am pus la punct nu numai n pe lângă n plus 1 e multiplu de 2, n pe lângă n plus 3, n pe lângă n plus 5, n pe lângă n plus 7, n pe lângă n plus 9 și așa mai departe, totdeauna e multiplu de 3. De 2. Da? Totdeauna e multiplu de 2. Da, da, foarte frumos regăsiță. Bravo, mă bucur mult că mi-ai dat un astfel de regăsiță. Mai e ceva? Nu. Nu? Am terminat. Hai repede să intru cu tine, Tarius, nu? Florentina. Vrei cu Florentina deodată? Păi, dar tu ești așa drăguț. Cu fetele.